Despre acesta și despre sentința de astăzi discutăm cu Miruna Cășvăneanu, corespondent Hot News în Italia. Bună seara! Cum a fost primită această sentință în Italia? Reacțiile au fost foarte prompte. Majoritatea ziarelor din peninsula au relatat imediat despre sentință. Cum spun că domnul, spre deosebire de domnul ziarelor de imediat după ce s-a întâmplat omorul, a fost destul de neutru. Practic, ziarele citează în ediția online faptul că Doina Matei nu a vrut să ucide, este decizia judecătorilor. Deci ea a fost condamnată la omor prin imprudent, așa cum arătați și voi, dar s-au menținut circunstanțe agravante pentru motivelor ziare în ediția online. Miruna, știu că decizia poate fi atacată cu apel, știi cumva când se judecă recursul? Desigur, este o sentință prin grad și ea nu este definitivă, dar este menționat faptul că atât mama fetei, Rita Rusu, care a fost întrebat dacă a fost făcut rezervate, a spus că da, cred că da, cât și avocatul Doinei Matei s-au declarat următorul grad al procesului. Mulțumesc foarte mult, am stat de vorbă cu Miruna Cășvăneanu, corespondent Hot News în Italia, despre sentința primită astăzi de Doina Matei, 16 ani de închisoare, vă reamintesc.